Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod în care cu Dinamo, episodul 14, astăzi venim după un episod în care am fost dați afară de mai multe ori de la Dinamo, dar am revenit pentru că suntem un fel de nicolo Napoli pentru Dinamo. <laughs> uh, oricum, astăzi o, încer o să încercăm să facem transferuri, uh, o să încerc să le iau pe Hannibal împrumut, ar fi mai ok așa, uh, să-l mai luăm împrumut încă un sezon, dacă cei la Manchester United o să-l vrea să-l dea, uh, dacă nu, poate nu o să-l mai iau, nu știu, o să iau altceva. Habar Dar înainte de toate v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o încă. Haideți să ajungem către 2000 de abonați și să facem și la acest video 100 de like-uri, așa cum v-am cerut la fiecare episod uh, până acum, așa cum am reușit de fapt la fiecare episod de până acum din care era cu Dinamo și vă mulțumesc din suflet pentru asta. Haideți să trecem la episod, facem transferuri azi, o să trecem peste turneul amical, poate să și debutăm în noul sezon de Liga 1, o să vedem. Și pentru început, după cum vă spuneam, o să încercăm să-l împrumutăm pe Hannibal și merge, superb. Deci încercăm să îl cumpărăm uh, din nou pe Hannibal, din nou cu opțiune de cumpărare o să-l împrumutăm de fapt. Și hai să încercăm pentru două sezoane, să vedem ce zice. Nu, vrea pentru un sezon. Bun, măcar un sezon să-l mai avem. Că ne-ar putea ajuta. Și plătim 50-50. Ce ziceți? 60-40. Hai mă, 50-50. Vă rog eu frumos. Așa, bun. Și vor o sumă destul de mică, după părerea mea. 2 milioane plus 19% dintr-un viitor transfer. Și o zic să acceptăm. Chiar dacă e acea clauză de 19%, cu 2 milioane de euro să luăm pe Hannibal la sfârșitul sezonului viitor ar fi extraordinar și probabil nu o să ne mai dea afară de data asta. Deci Hannibal ar putea rămâne la noi totuși. Între timp pleacă Gabriel de Moura la UTA, 135.000 de euro. Nu puteam scoate mai mult niciodată, asta e clar, am scos maxim. Și acum cred că putem să-l luăm la echipă pe Ion Nicolaescu, jucător care a fost cerul de către voi, sau de către unii dintre voi, mai bine zis, și încercăm să-l aducem pe Ion Nicolaescu, 25 de ani pentru el, o să încercăm dacă putem să-l dăm pe Andone la schimb, a n-am, și să-l luăm, pentru că am zis de, din sezonul trecut că vreau să-l iau, o să-l dăm pe Andone la schimb, plus o sumă de bani, 1 milion de euro plus Andone, hai să vedem ce ne zic, ce de la Herenven, nu sunt de acord, superb. Avem partidă în turneu amical, neinteresantă, cu Ajax o fost echipa lui Adi Mutu, Uh, facem 2 la 2, Andone și Costin înscriu pentru noi. Și vine Hannibal din nou la echipă. Păi nu, foarte corect mi se pare. Hannibal semnează din nou cu noi pentru un an. Uh, 2 milioane de euro este clauza de data asta, mult mai mică decât cea de anul trecut, spre mirarea mea. 71 OVR, știm deja că tare. Uh, și de data asta nu o să mă mai dea afară conducerea pentru acest transfer, sunt sigur de asta. Intra aici la locul lui, unde e locul lui Hannibal. Și de data asta conducerea va fi mulțumită de mine, sunt sigur de asta. Tec și va juca titular sezonul ăsta în locul lui Golubovic. Încă o partidă în turneu amical, cred că e ultima, cu Heracles. Câștigăm cu 3 la 2. Burnete, Jazz și Giafer au jucat cu echipa de rezerve. Burnete a ratat penalty Homau a, penalti, -a luat roșu, -mitul 8. Extraordinar, Homau, bravo, bă, băiatule. Aparent mai avem un meci în turneu amical cu Fortuna. Jucăm cu băieții ăștia, cu XIM, ce scrie acolo? că nu avem un jucător ia ce? N-am -am citit. Politic înscrie, scrie pentru 1-0, dar pierdem cu 2 la 1. Nu-i nimic. Pierdem, dar măcar scăpăm de meciurile astea. Și vin oferte pentru băieții noștri, Giafer și Politic. Pe Politic nu o să-l dau. Giafer este ofertat de CFR Cluj. Ar putea lua drumul lui Ciubotariu, lui Denis Ciubotariu, de la Dinamo la CFR Cluj. O să încercăm să negociem. Ne dau 900.000 de euro, o sumă maximă pe care -i scrie acolo că pot să o iau pe el. Ceea ce înseamnă că putem scoate mult mai mult, o să cerem 1.300.000, hai să vedem ce zic cei la CFR Cluj. Nu vor să dea, 1.200.000 măcar, hai cu 1.200.000, mandorlinii, te rog eu frumos, nu fi, hai, așa, ai văzut? Când îl ameninți pe mandorlinii, deja nu mai se teme, 1.200.000 e bine rău, ofertă și pentru Danciu, dar pe Danciu și politic nu, nu îi dă, nu îi dăm. Și e momentul să luăm pe Ionuz Nedelcearu, de la Palermo, expiră și contractul, cel mai cerut jucător de către voi în uh, comentarii va veni la Dinamo. Va reveni la Dinamo. E momentul să revină Ionuț de Delcear, un jucător foarte iubit de către toți fanii lui Dinamo. Și nu știu dacă dau pe nimeni, nu dau pe nimeni la schimb. O să dau bani, cred. Să dau 1.600.000, habar n-am. vor 1.850, ok. Înseamnă că am dat bine. Mă gândeam că am dat prea puțin. Rămânem la 1.600.000 pentru nedelcearul 1700, o să ne înțelegem până la urmă la oferta inițială, 1600. Și putem negocia contractul cu Ionuț Nedelcearu. Revine la Dinamo cel mai probabil Ionuț Nedelcearu. Sper să n-aibă un salariu din cum a avut Hannibal. <laughs> Hai să vedem. Da, și nu-mi cere salariu. Vrea un contract pe 2 ani să fie crucial, bineînțeles. 3.500, 3.600 de euro. Hai să zicem. Aoleu, s-a supărat. Mamă, mamă, mamă. O să mai încercăm după o săptămână, dar ne-am cam dat seama cam ce valoare are. Ne trebuie și un fundar stânga de rezervă pentru Amzar, am mai mulți aici pe shortlist, dar l-am găsit pe Alexandru Căluț. Are un nume extraordinar, bine, e Calut, dar e mai drăguț să-i spui Căluț. Înțelegeți? Ha, Alexandru Căluț. Ar putea veni. Are statistici destul de ok pentru rezervă, că îl luăm de rezervă. E și bancul liber de contract. Ar fi, nu știu, interesant să vină și bancul, dar parcă l-aș lua pe călus numai pentru nume, care are și 21 de ani, mai am mai jucători, bine, l-am găsit pe ăsta, Gabriel Gomes, care are, toamne, frește, are niște statistici, de, dar n-ar fi realist, adică, nu știu, poate că ar fi realist, dar n-aș vrea să-l țin pe Amzar pe bancă, aș vrea să-l cresc. Uitați-vă puțin statistici aici pe băiatul ăsta. Mai e și Curzava, care ar fi, bă, cred că ar fi realist să-l luăm pe Curzava, pentru că nu-și mai găsește locuri când a plecat de la P.G. cam pe nicăieri, e liber de contract dar la fel, ar avea probabil o vere mai mare decât uh, Amzar și n-aș vrea să-l iau. Dar aș putea să-l iau totuși pe Curzava și să-l fac CDM. Ar fi o soluție mai bună, pentru că nu prea are pace, are pace foarte mică, iată, între 61 și 71 și ar fi un jucător bun la mijlocul terenului. Hai mă să încercăm să luăm pe Curzava și să-l băgăm uh, CDM. Poate reușește să învețe pe poziția de CDM sau poate mijlocaș central ofensiv, nu știu. Dar încercăm să-l facem altceva. Are și fața în joc. E ce trebuie. Ne deci cere el salariu, 7700 plus bonusuri, uh, destul de mare salariu, dar având în vedere că vine liber de contract, am, putea să-i dăm 8500 vrea. O să-i dăm 8500, dar fără signing, bonus. Hai să vedem ce zice băiatul ăsta. 8500 și vine curzava. Bă, acum încercăm să-i schimbăm poziția, să vedem pe ce poziție mai poate să joace. Stați că dau peste, peste trepiedul ăsta ce-mi ține <laughs> camera. Uh, bun. Hai să să vedem. Vine Curzava, un transfer foarte mare pentru, pentru, noi. Un jucător trecut pe la PSG, pe la Lens, cred că, sau la Nis, nice, nu știu, a jucat după ce a plecat la PSG, dar nu și-a găsit locul nicăieri, așa că poate fi locul potrivit la Dinamo pentru el, nu știu, habar n -am. Sper să fie ok. Hai să vedem ce număr și ea, dacă poate să joace CDM, e, arată bine, Acum să vedem cum arată în tricoul lui Dinamo. Bineînțeles că nu ne arată aici. numărul 2 și l-a luat. Dar având în vedere că e liber de contract, conducerea va fi mulțumită. Nu, nu ne dau un cap cum ne-a dat în episodul trecut. Și hai să-l vedem pe Curzava, Are 73 OVR. Ok, 2.200 valorează. Chiar e un transfer realist, după părerea mea. Hai să încercăm să-i schimbăm uh, poziția. I-a luat numărul lui Demoura. Hai să vedem ce poate juca băiatul ăsta. CDM ar putea învăța CDM sau CM. Bă, îl facem CDM, ar putea să ia locul lui la Rusea și o să-l jucăm acolo, în locul lui la Rusea. La Rusea a jucat bine sezonul trecut, dar cred că, nu știu, e la 65 o destul de... Ah, nu știu, de acum ar trebui să facem upgrade-uri la echipă. Deci, Curzava ar putea să intre aici. Hai să-l vedem, pe băiat. Are uh, pace destul de mic. Uh, iată că nu, nu zice că nu poate juca. Deci Curza va joacă aici clar. 66 pe 65 shooting, 72 passing, dribbling destul de bun, defending bun. E clar un mijlocaș central. Bine, în realitate probabil n-ar putea juca niciodată un mijlocaș central, deși nu știu. Nu l-am urmărit în mod special să văd dacă poate juca, dar l-am luat pentru acea poziție și la Rusia iese de, din schemă în momentul ăsta. Avem Hannibal și Curza la mijlocul terenului, un mijloc extraordinar. Trebuie să scap de Merloi să iau altceva aici. am, am ceva ținte. Avem fundaj de rezervă pe Irimia, pe carne stau o să-l vând. Pe fundaj stânga l -am pe Amzar și mi-ar mai trebui, poate le pe căluț. Ar trebui să le au pe căluț, că e prea frumos numele ăla să nu-l iei pe căluț. Hai mă să luăm pe căluț, merg să luăm pe căluț, gata. Luăm căluț la echipă. Ne trebuie și cai putere, știi că na. E, ne trebuie cai la un moment dat. Deși aș fi vrut tare să le au pe Gomez ăsta. Dar, na, v-am spus, nu vreau să-l țin pe Amza rezervă, aș vrea să joace el titular. E și Kiki aici, care ar putea veni uh, ca funda stânga, veni de la Faru Constanță, liber de contract. Bancul, v-am spus, e ok, dar la fel, ar trebui să-l joc titular dacă stau să mă gândesc. Căluț ăsta, hai să vedem ce o vere are, îl luăm pe Alexandru Căluț. Deci are și nume de român, e român, jet be dar nu știe nimeni. Rotation vrea, deci are peste, nu știu, probabil are undeva la 65, poate. Oricum, ne luăm Căluț la echipă. Asta e cel, cel mai șmecher nume posibil. Cum o zicem, Alexandru Căluț, mă? Pe păi, o să-i dăm un salariu de 2000 de euro. Cred că va fi ok, zic eu. Și accept. Bun. Alexandru Căluț, de rezervă, pentru Amzar. Vine la Dinamo. Ne luăm Căluț la echipă. Băi, când îți iei Căluț la echipă, serios, acum... No, e clar că echipa va merge bine. Când îți iei câte un Căluț. A doilea transfer din acest sezon, după Curzava. Avem uh, Fundaș și ne, încercăm să ne luăm fundaș în principal, pentru că echipa în atac s-a descurcat bine sezonul trecut. Căluț, bineînțeles că e nota pentru Căluț, 63 OVR, bă, e exact ce vreau, adică să fie de rezervă pentru Amzari, e chiar foarte bine. Hai să-l vedem puțin de mai aproape, o să-i schimb și numărul, să nu uit. Căluț, 63 OVR, 73 pace, shooting nu contează, passing 55, dribbling 60, defending 65, 61 physical, are 21 de ani, va mai crește probabil dar e bun de rezervă, e foarte bun chiar. Luca Jovic e liber de contract, dar nu l-aș lua, l-a luat pe curzavă, e de ajuns. Dar, nu știu, ar fi interesant Luca la fel, un jucător care nu-și găsește prin care locul. Uh, Valorez 18 milioane jumătate, e clar că are o vere foarte mare, poate de la iară sau din sezonul următor, dacă rămâne liber de contract, o să-l iau, dar mă îndoiesc că o să rămână pentru care o vere destul de bun o să ia cineva. Aș mai vrea să iau un jucător lăun, pe Cole Palmer de la Chelsea. Un jucător care e extraordinar în realitate. După părerea mea e cel mai bun tânăr jucător pe care l-am văzut în afară de Bellingham. Uh, și nu știu. Nu știu de ce l-a dat City în primul rând, dar nu mai contează. Încercăm să luăm un loan de la Chelsea pe Cole Palmer să vedem dacă vrea să vină. Ar fi interesant. Uh, are 69 VR. Uh, am, am vrut să-l iau din sezonul trecut, dar mă gândesc, nu știu, să-l iau sezonul ăsta. Și ce, cei de la Chelsea vor să predim 60%, o să predim 55%, 50% din uh, din uh, salariul său și o să dăm o clauză de milioane de mii. hai să vedem ce zic cei de la Chelsea vor și unul astăzi dintr-un viitor transfer nici nu se pune problema să vedem dacă vrea el să vină să vedem dacă e un nou uh, Hannibal în echipa noastră ar fi bun acolo uh, să avem alternativ pentru Ghezali vreau să-l vând pe pe Just. Chiar dacă a făcut un sezon bun, a fost jucător util, aș vrea să-l vând pe Just. rămâne cu Bordușanu, cu Irimia, ar veni și Col Palmer, avem jucători de, de bandă. Ghezali a fost destul de ok să zic, sezonul trecut, dar nu știu, <l> nu știu ce să zic totuși. Și vine prima etapă cu FCU Craiova, care joacă cu Popa în poartă negru, Diamantis, Vacic și Mascarenias, Pop și albul la mijloc, ba Saba, bauza și CDB, iar în fața Ibrahimi. Hai să vedem cu ce echipă atacăm noi. Noi jucăm cu Teixeira în poartă, Costino, arman Rus, Amzar, Hannibal și Curzava la mijlocul terenului, ce mijloc avem. Merloi în fața lor, probabil sper din suflet să fie ultimul meci al -ul lui Merloi la noi. Uh, Just, Gregorio și Bordușan în față, un atac uh, schimbat, pentru că Politic și Ghezali la fel și Andonez, sunt Deci, jucăm cu cei trei uh, oameni noi în atac, cum ar veni bine. Just și Bordușanu și Gregoriu au mai fost și sezonul trecut, dar sunt au fost rezerve, așa că un atac nou pentru noi. Cel puțin în prima etapă, până își revin băieții ceilalți, titularii să zic așa. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm această prima parte din acest sezon cu noile noastre achiziții. Bine, doar Curzava e în teren și Hannibal care rămâne acolo la mijlocul terenului. Iată-l pe Curzava, urcă Curzava aici, incredibil. Bravo, bă, băiatule. Ia uite-l. Se vede diferența între uh, Premier League și la Liga și ăștia. Curzava cu primul asist, just cu golul. Just ia locul lui politic extraordinar de bine. Și deschidem scorul foarte repede cu FC Craiova. O centrare foarte bună a lui Curzava. Se vede că a fost jucător de bandă și este încă, că nu și-a schimbat poziția. Preluare bună a australianului. Shoot cu dreptul foarte bun alung, lung. Nici o șansă pentru Popa. 1-0. Just începe foarte bine sezonul. Eu vreau să-l vând. Dar na, trebuie să-l dăm ca să facem bani. E pe el și pe Merloi. Bine, Merloi n-a jucat la fel de bine ca Gea sezonul trecut. Iată-l pe Curzava, din nou urcând. Bă, ce bine urcă Curzava. Incredibil. Pleacă acolo Gregorio, pasa lui Curzava e perfectă. Gregorio, ce preluare a portughezului. Pasă mai departe către Merloi. Bară, nici n-are noroc. Dar mingea îi revine. Hai, Merloi, dă gol. Doamne, ferește. Bine, are și ghinion aici. Aici n-a avut ce să facă. Bă, poate începe sezonul bine, dar oricum vreau să-l vând. Curzava continuă. Curzava către Just. Aceeași rută ca la gol. Amzar poate centra. Amzar o centrează bine către Gregorio. Care dă cu capul peste poartă. O, ce ocazie aici pentru FC Craiova. Ba, Uza cu șutul. Se dă penalti, serios. S-a lăsat avantaj. E penalti pentru FC Craiova. Cine a, cine a făcut penaltiul ăsta? Oerman. Bă, Oerman, bă, serios. Da, la faulta pe Mascarenias. Fault clar. CDB execută penaltiul. și era hai tech și era căpost, tech și CDB, îl, îl, bagă în cealaltă parte, îl bagă în ceata pe tech și 1 la 1 egalează o Craiova, nu e bine. Din nou atacă o Craiova, pasă a lui Ibrahimi către Bauza și e 2 la 1 până la urmă. La ultima fază a primei reprize, bă, mereu încasăm goluri uh, pe finalul reprizei. Deci nu, nu putem să ne apărăm pe finalul de repriză. Bauza face 2 la 1 și ne întorc ce de la Feceu Craiova după ce am curs cu 1 la 0. Clasic deja, nu e așa? În uh, cariera asta foarte multe întoarceri de rezultat am văzut. O să vreau să-l bag pe Irimia, jucătorul uh, uh, care a fost împrumutat sezonul trecut. O să-l bag pe o de cam. Are 75 pace în locul lui Merloi acolo. Merloi care a lovit bara în prima repriză. Să vedem cum se descurcă Alexandru Irimia. Bauza, Ibrahimi pleacă, hai să ne apărăm. Am un singur fundaș aici, n-a fost offside. Bine, Teixeira, n-a fost offside aici. Scăpăm însă. Elia just, frumoasă bicicletă acolo, se duce către poartă, îl are pe Gregorio, în care eu poate să centreze just către Gregorio, cu capul Gregorio, scoate popa. Ocazie pentru noi, Radu Negru aici urcă foarte bine în flancul drept. Radu Negru cu o centrare bună, Ibrahimi bară, iată că dau și ei o bară, însă iau 2 la 1 când dau ei bară, Centrarea lui Mascarenias, Oerman, ce-ai făcut iar Oerman, băie e nebun, de asta am dat bani pe el, de asta l-am cumpărat de frică, și-a dat mingea în mână și e a doilea penalti făcut de Oerman. ce cu tine băi, băiatule, băi, ai jucat atât de bine sezonul trecut, s-a văzut că și-a dat mingea în mână, am crezut că a dat mingea în mână celuilalt de fapt. E do e a doilea penalti, bată în execută și e 3 la 1 pentru FC Craiova. ne ferește. O, te-ai dilit bine, și foarte obosit, Mamă, curzava ce-a obosit. Dar pe cine să bag? O să-l bag pe Irimia, pe poziția de CDM, celălalt Irimia. Și o să-l bag pe Homa un locul lui Oierman. Doamne, frate, ce obosit sunt băieții mei. Va intra și burnete în locul lui Gregorio. Dar oricum, mai sunt 5 minute, nu mai avem nicio șansă. Pierdem prima etapă, ceea ce nu-i bine. Dar să nu pierdem mai grav decât uh, trebuie. Bauza aici. Bauza pasă către n A fost offside. 4-1. Cum s-a întors la nu știu. Ah, ce, ce bătaie am luat. Doamne ferește. Începem sezonul extraordinar. Ce pot să zic? Pierdem cu 4 la 1 cu fece Ucraiova. Doamne, doamne, doamne. Nu, trebuie să aducem jucători. Trebuie să aducem jucători, că nu se poate așa. Incredibil. Cel mai bun jucător al nostru, Curzava. Mi s-a părut, chiar mi s-a părut foarte bun, Curzava. Foarte, foarte bun. Uh, dar a obosit foarte mult acolo la mijlocul terenului, el fiind învățat în bandă, bine, în bandă obosești mai mult, dar, na, în fine. Oricum, a centrat bine la gol, a jucat foarte bine, a greșit, cred că, un sigur tackling, în rest, toate pasele perfecte, jucător bun, se vede diferența. Și, din păcate, Cole Palmer nu vrea să vină la noi, împrumut, asta e, poate o să luăm definitiv când o să avem mai mulți bani. Ofertă pentru Began, pe care aș putea scoate mai mulți bani în... Uh, episodul trecut l-am vândut, dar a să reiau iau cariera și nu mai, încă e în, la noi în, în club. Cerem 330.000 și ne dau, normal. Cerem mai mult decât, cred că am luat 320.000 episodul trecut, nu contează. Denis Giafer este vândut la CFR Cluj pentru 1.200.000, o sumă foarte bună pentru Denis Giafer. Am scos aproape maxim cât puteam să scopel pe nota pentru acest transfer de la conducere. Foarte bine, 800.000 de euro acolo în buget sunt extraordinari. A plecat și Began, Tre încă 210.000 de euro acolo în buget și o ofertă pentru Costel Bucur, un jucător de la Academie pe care l-am luat să-l vând. Putem scoate mai mulți bani. 170.000 de euro. Bun, mai orice sumă de bani e, bună, e binevenită la noi. Și putem renegocia cu Ionuț de Delcearu. Am dat 1.600.000 prima dată. O să încercăm 1.500 1.500.000 acum și o să avem grijă mai mare la salariu, probabil vrea să mult mai mare. 1.850.000 vor acum, o să ne înțelegem cu el până la urmă. Și ne înțelegem chiar mai ieftin, la 1.550.000. Deci mai scoatem 50 de mii acolo, Nedelcearu poate reveni la Dinamo încă o dată, a doua oară. Bine, a doua oară încercăm noi să-l luăm. Și tot nu cere el salariul, toamne iartă-mă, să-i dau 6.000 de euro, na, ce zici? Nici așa nu vrei, dar câți bani vrea, bă, Nedelcearu ăsta, mă, mă, nebunește, am dat 3.500 mii... câte am dat la trecut, acum 6.000 am aproape, am dublat și tot nu vrea. Pă cine, cine ești mă tu, Messi? Mă cine ești tu mă, Messi? În cazul ăsta o să luăm pe Denis Ciubotariu, nu mai stau după Nedelcearu, că deja mai înerează, poate o să luăm și pe Nedelcearu după o săptămână din nou. Vreau să-l iau pe Denis Ciubotariu pentru că e, fiul, e fisul lui Tasu, nu-i așa? E fiul antrenorului și trebuie să vină, dau un milion de euro pentru el. Hai să vedem, îl vor pe Alexandru Irimia, nu l dăm pe Alexandru Irimia, nici gând, un milion de euro. Un milion de euro pentru Denis Ciubotariu și acceptă ce de la Sepsi. Bun. Hai să luăm, e fiul antrenorului, trebuie să vină. Iată și salariul, el cere salariu spre deosebire de Nedelcearu. 2300 de euro. O să vrea mai mult 2400 plus un signing bonus, nu-i dăm signing bonus. Bă, vrea să vină să fie antrenor din nou, antrenat din nou de Taicăsu. Și să revină la echipa care l-a format până la urmă, că la Dinamo a fost format. Deci 2400 de euro pentru Denis Ciubotariu. Avem fundaș central în momentul ăsta. Și Denis și Botariu era pe lista mea de anul trecut, am vrut să l iau, dar nu aveam bani să le iau pe Denis și Botariu. Revenire la Dinamo, așadar, Denis și Botariu încă un transfer pentru noi, primul jucător din acest sezon care vine pe bani. A fost Hannibal care a venit împrumut, cei doi liberi de contract la și Căluțu. Și acum vine băiatul ăsta cu bani. Și și numărul 5, cred că numărul 5 era lui Sau nu, 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 nu cred că tot cu numărul 13 juca și Liviu Ciubătăriu, iată, fisul lui Tatsu, ați văzut, Băi, state cu fiul acum, altceva. Bun, Denis Iubătăriu revine la Dinamo și am luat nota B, puteam scoate mai puțin bani, dar nu contează. Uh, hai să îi dăm numărul 13, că e numărul lui și să-l vedem puțin uh, ca statistici. La cum a jucat oierman în meciul trecut, uh, Denis Iubătăriu ar fi extraordinar acolo <golul> în locul lui. Uh, 67 OVR, 69 pace, foarte bun pentru un fundaș central la acel pace. Are dribbling, ok, 66 de și 75 physical. 26 de ani, a ajuns la 26, ani, mamă ce bătrân e. <laughs> și are și un trait acolo. bă, bun, ce să zic. Dacă venea Nedelcearu aveam Rus Nedelcearu ca la națională. Pe vremuri, înainte să devină drăgușin cunoscut. Și am zis din sezonul trecut că vreau să le iau pe Cătălin Cârjan în locul lui Merloi, așa că o să încercăm să-l luăm de la Arsenal, expiră și contractul, am putea să-l scoatem la o sumă bună, dar încercăm să-l dăm, dăm pe Merloi la schimb, deși cei la Arsenal sigur nu o să-l vrea pe George Merloi. Noi îl dăm pe Merloi, plus un milion de euro, habar n-am. Ce zic? Uh, Nu-l vor... Mamă, ce sumă mică vor! Vă 3 milioane 100 și vreau, vor 1 milion 900. O să dau asta dintr-un viitor transfer și acceptă. Mamă, bă, l-am scos ieftin rău de tot pe Cătălin Cărjan. La rapid nu s-a impus, așa că e posibil să vină la Dinamo. Nu? N-ar fi frumos? Ar fi foarte frumos. Are un salariu foarte mare la Arsenal, dar o să-i dăm uh, 14.000, habar n-am, sper să fie ok. Vrea 17.000, ok, bine că nu s-a supărat ca Nedelcearu. Bine, am și dat mai mult. 17.500, fără signing bonus, 18.000. Hai că o să ne înțelegem până la urmă cu el. Și vrea 18.000 fără o signing bonus. Cătălin Cărjan vine la Dinamo. După ce sezonul trecut a jucat la Rapid sub formă de împrumut, acum vine definitiv cedat de Arsenal la Dinamo. 1.600.000 de euro, foarte puțin. El va în 3.100.000. E o sumă foarte bună pe care am scos-o, deci... Nu mă așteptam să le iau atât de ieftin, fără Merloi, Merloi rămâne, vom lua bani și pe Merloi dacă e să-l vindem, mă sper să nu, fi, să, să, să nu mă dea afară iar, că nebunesc dacă mă da, că am dat 18.000 de euro ăsta. Ar fi, ar fi, cea mai mare prostie din lume. Iată-l pe Cătălin Cărjan. Va semna cu noi. Adică semnează deja cu noi. Asem, de fapt a semnat. Ce Dumnezeu vorbesc? Nu mai contează. în să încerc la numărul 8. Ok, de la La Rusea. Poate să-i schimbăm numărul. Habar ne-am, vedem. Poate dăm 80. Cum a la rapid. Iată. Cătălin Cărjan de la Arsenal. La Dinamo. După ce am luat de la... Uh, am luat jucători de la Manchester United, am luat jucători de la PSG pe Curzava, am luat și pe Curjan de la Arsenal. Deci, am luat doar de la echipe mari. Uh, am scos... Uh, ma, nici, nici, nici nu puteam scoate atât de puțin, nu știu cum. Conducerea putea... Zice că puteam scoate 1.900.000 la 1.600.000. Doamne, ajută! Deci, e superb. Merloi trebuie să plece de aici, n-are mai are ce căuta, deși are pace mare. Bine, e jucător de bandă în mod normal. Cărjan, 64 pace, 64 shooting, 68 uh, passing, dribbling, 71 defending, uh, nu contează. 400 skillmuffs, 3 weeks, o să-l antrenăm, 21 de ani. Uh, îl aveam aici pe Joe uh, pe Job Bellingham, fratele lui Jude Bellingham, pe care l-am avut la care din, cu Dinamo din, din anul trecut, uh, din cariera din Liga a doua l-am avut pe Joe Bellingham. Dar de și pe Cărjan cred că l-am avut atunci, nu-i așa? Cred că l-am luat pe Cărjan, înainte să a rapid în realitate. Dar nu contează, acum vine la noi. Și avem un mijloc foarte solid, după părerea mea, Curzava, Hannibal și Cârjan. Arată foarte bine în mijlocul ăla. Cerata cu transferul lui Cârjan încheiem și noi episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod. Am făcut transferuri foarte interesante. Avem o echipă extrem de interesantă în momentul ăsta Am luat uh, un mijlocaj central ofensiv, un mijlocaj central, să zicem, pe Curzava, un fundaș stânga de rezervă și un fundaș central. Pentru că. l-am luat pe ciupă pentru că. na. Nedelcearul, ați văzut cum s-a întâmplat. O să-l luăm data viitoare și atacant. O să încercăm la Ion Nicolaescu, cel mai probabil. Vom vedea. Mai, mai vreau să vă și părerile voastre în comentarii, așa că nu uitați să scrieți acolo în comentarii, dar lăsați și like-ul ăla, hai să facem 100 de like-uri și la acest episod și nu uitați să vă abonați canalul meu, hai să mergem către 2000 cât mai repede, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, cam atât, pa, pa!